În loc de grădiniță, mai mulți copii s-au adunat în sala de spectacole a Casei de Cultură George Enescu pentru a viziona, dar și participa la concursul de povești A fost odată ca niciodată. Cu emoții în glas, dar și cu povestea preferată pe buze, fiecare copil, frumos costumat, a pășit în fața microfonului. Cu fiță roșie de catifia, care și de atât de bine, încât își vorbă să mai poate altceva pe care. De atunci lumea îi spunea, numai cu fița roșie. Într-o zi, maică-sa, dându-i o bucată de cozonac și o sticlă de vin și o trimise la bunicuța. Astăzi asistați la a cincea ediție a concursului de povestire A fost odată ca niciodată, concurs la care participă preșcolarii de grupă mare și pregătitoare, câștigătorii ai etapelor pe grădiniță și pe localitate. Copiii s-au pregătit temeinic pentru această zi de ceva vreme. Fiecare dintre ei a fost îndrumați de educatoarea care i-a susținut pentru ca în fața părinților și a colegilor să nu se încurce, dar și să se ridice la așteptări. Copiii s-au pregătit foarte mult, au avut foarte mult, mari emoții, dar cu foarte mare drag pentru acest concurs și sperăm să iasă totul așa cum am dorit noi și cum ne-am pregătit. Sunt și povești din literatura română, cea universală, dar sunt și povești moderne, povești mai noi. La final, fiecare participant a fost câștigător, oferindu-se diferite premii în dulciuri. Atmosfera putem spune că a fost cu adevărat frumoasă, în special că părinții stăteau cu sufletul la gură în clipa în care copilul lor pășea încet pe scenă. Cu toții au fost mari povestitori.